pentru a descoperi locurile unice din Republica Moldova. De această dată am revenit în orașul meu de baștină, la Călăraș, unde alături de ghidul acestei regiuni, Mariana Iurcu, vom cunoaște mai bine obiectivele turistice de aici, dar vom vizita și locuri în care puțină lume are acces. Fondat în anul 2016, unicul muzeu din orașul Călăraș, dedicat poliției, a devenit un punct de reper în itinerarul turiștilor. Cei curioși pot vedea cum erau înainte radarele, uniformele sau munițiile, având fiecare din ele o poveste în spate. Puteți observa un obiect curios, fotorobotul, cum era făcut înainte, pentru că poliția, să știe, sau miliția de pe atunci, lucra pentru a depista cei presupuși criminali. Acesta este un obiect care foarte mult place la copii. Avem, desigur, computere, cum se lucrau înainte și se tapau documentele. Avem valize de urgență în caz că trebuia să fie ridicat, dus la război sau în conflicte diferite. Binocluri de lungă distanță sau un telefon de pe vremea războiului. Această vestă antiglonță, nu toți o aveau pe atunci, dar cei care mergeau în prima linie și o puneau. Obiect deosebit de interesant este și această mașină de tapat sau, mai exact, de aplicat ștampila specială cu această stemă al Uniunii Sovietice din acele vremuri. Sunt rare, exact, pentru că noi am avut la Călăraș o astfel de secție în cadrul poliției, miliției pe atunci, care se ocupa anume de aceasta, de eliberarea pașapoartelor și anume aplicarea acestei heraldice. Inedite sunt și obiectele din dotarea poliției rutiere. Multe lucruri până în ziua de astăzi sunt folosite, bine, îmbunătățite, cum ar fi acest radar. Îmi place foarte mult să arăt la copii atunci când vin în muzeu despre aceste alcotestere, rația cu care între ei poliția rutieră se discuta și colabora, dar mai ales aceste uniforme care nu mai sunt, sunt foarte mult schimbate în timp. Aflată pe teritoriul sectorului de poliție din oraș, pivnița, ce datează de la mijlocul anilor 1800, este o bijuterie arhitecturală la care foarte puțină lume poate ajunge. Beciul dat a fost construit de către un comerciant evreu care deasupra avea locuința și folosea ca depozit pentru legume, pentru marfa adusă pe care o aduceau mai mult din Odessa. Până în 2019 acest beci a fost, spre rușinea noastră, o gunoiște, însă cu sprijinul colegilor s-a decis ca beciul să fie renovat și să-l folosim ulterior ca o masă de protocol. Iluminat în culorile tricolorului, subsolul dispune și de o anexă deosebită. Dacă această parte este o anexă adăugată în anii sovietici, păi iată, de aici, de la intrare, deja este propriu-zis beciul. A fost construit cu piatră adusă, nu de aici, de pe loc. Mortarul este făcut natural, din ou. Foarte mult ou a fost folosit pentru a închega acest mortar ca să lipească pietrele. De asta și este rezistent. Mai este considerat Călărașul subteran, cu foarte multe beciuri și labirinturi subterane. Beciul are până la 50, și poate și un pic mai mult, 50 de metri, cu tot cu gâtul, cum ar veni intrarea, cred că încă 10 metri mai sunt. Și să nu uităm că beciurile erau dotate de bune ventilații. Ghidul de turism al orașului ne-a mărturisit că asemenea pivnițe în localitate sunt multe, chiar există și galerii, doar că trebuie cercetate, scoase în vizorul public și readuse în starea lor de altă dată, astfel incluzându-le ca o adevărată atracție pe lângă alte obiective ale Călărașului.